Alex Rădescu cu un moment istoric pentru România. Țara noastră este oficial în Schengen, dar momentan doar cu granițele aeriene și maritime. După repetate amânări și 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, românii pot călători liberi în statele din zona Schengen. Prima schimbare a fost deja observată de cei care au călătorit în afara graniței în state din Schengen. Ei nu vor mai trebui să prezinte actele de identitate la controlul de frontieră de pe cele 17 aeroporturi și porturi. Românii au păreri împărțite cu privire la intrarea parțială a României în spațiul aerian și maritim Schengen, deși sunt mulțumiți că s-au făcut progrese în acest sens. Există și multe dezamăgire din cauza faptului că România nu este pe deplin în Schengen. Ați aflat că țara noastră a intrat în spațiul Schengen? Am aflat, da. Doar cu granițele maritime și cele aeriene. Cum ți se pare? Să vedem cum o să trecem acum de la control pașapoarte. Cred că e foarte bine. Dar credeți că ar merita să intri și cu terestru? Știm că sunt multe controverse pe partea asta. Clar că ar fi bine să intre și terestru. E foarte bun. Și credeți că ar merita să intri și cu granițele terestre? Sigur că da. Călătoriți des cu avionul? Da, 20 de ani. E bine, însă trebuia terestru să... Mai important e terestru. Dar e un pas înainte, totuși. Dar pe de altă parte, de ce credeți că nu a intrat România? E într-adevăr o problemă politică la mijloc și, de fapt, îndeplinește toate criteriile ca să intre în Schengen? Probabil. Nu știu să mă pronunț exact. S-ar putea să fie cum sunt probleme și cu alte țări. Cu Austria și cu alții care... Nu ne agrează. Suntem și noi acolo, adică în NATO, în UE de atâția ani și ar fi firesc să fim și noi. Și prea mult ne-au ținut departe domnii de la vest, doamna Austria.